Iisus Hristos învinge! La 40 de zile de la sărbătoarea Învierii Mântuitorului, creștinii ortodoxi prăznuiesc înălțarea Domnului și se salută cu Hristos s-a înălțat, adevărat s-a înălțat. Se știe din Biblie că după înviere, Iisus Hristos a arătat ucenicilor vreme de 40 de zile, după care s-a înălțat la cer. La această mare sărbătoare, creștinii au înroșit ouă și au pregătit bucate ca la masa de Paști. De asemenea, an de an, Biserica Ortodoxă îi prăznuiește pe 21 mai pe Sfinții Împărați Constantin și Elena, cunoscuți ca cei care au dat libertatea creștinismului. Sfinții împărați au devenit protectorii creștinilor. În timpul domniei sale, împăratul Constantin a adoptat o serie de măsuri pentru biserică, iar mama sa, împărăteasa Elena, i-a ajutat pe creștinii persecutați. Cu prilejul acestor mari sărbători, mii de creștini au mers la biserică pentru a se ruga de sănătate și binele familiilor. Drag, așa o fugă dintre alte probleme de rezolvat, cu tot sufletul. Aș fi stat și mai mult, că este o plăcere și o liniște sufletească. Cu ce gânduri? Cu gânduri pentru tot ceea ce ne înconjoară să fie plăcut, curat, frumos și sănătos. Și să ne iubim cu toții, să nu ne mai facem rău unul celuilalt, că viața este foarte scurtă și e păcat de ea. Cu gânduri pentru sănătate, pentru binele casei, pentru să ne apere Dumnezeu de rele, de accidente, de boală. Să fim mai omenoși, să iertăm și să fim concilianți. Așa cred că e bine. Cu gânduri bune, de ajutor, de sănătate, pentru noi și pentru toată lumea. Așa îmi doresc din tot sufletul. Este o sărbătoare importantă, de fapt sunt două într-una și ne-am gândit că este bine ca ei să vină și să participe la o asemenea slujbă. Chiar dacă noi avem biserica noastră lângă școală, Sfântul Andrei, unde să venim și aici să vedem o altă experiență. Copiii au fost cuminți, încântați, au ascultat cu plăcere. După slujba specială de astăzi, la Catedrala Arhiepiscopală a fost oficiată slujba parastasului pentru ctitorii bisericii.